de a trece la ordinea de zi, spunem la vot proiect cesul verbal de ședința din anterior, din 27 octombrie. Cine este pentru? Eu vreau să fac obiecțiune la procesul verbal. La capitolul unde am discutat despre inventarul comunei, s-a strecurat o greșeală pe care o afirmație pe care eu nu am făcut-o. Referitor că aș fi solicitat ca domnul primar să execute sentința de la mine puteri sau ca un fel de afirmație imperativă. Eu nu am spus așa ceva, doar am răspuns doamnei secretar la întrebările care mi le-a adresat. Cine pune în executare sentința? Așa am explicat primarul și secretarul comunei. S-a folosit termenul imperativ, domnule primar, executa sentința. Nu am făcut această afirmație. Vă rog să modificați procesul verbal, doamna secretară. Da, atât am de obiectat. Ați regăsit? Da. Sentința trebuie pusă în executare. Nu, dar nu am făcut afirmația asta. Dumneavoastră m-ați întrebat cine pune în executare sentința. Am spus primarul și secretarul comunei. Dar nu am zis, domnule primar, puneți în executare sentința. Dar nici n-am consemnat așa. Ba da, și ați spus, ați folosit și punctuația cu semne exclamări ca o afirmație imperativă. Doamnelor și domnilor consilieri, dați-mi voie să vă prezint dispoziția numărul 280 din 22.11.2017 privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al județului Bacău din data de 27 noiembrie 2017, orele 16. Proiectul ordinii de zi este următorul. Punctul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei speciale de salubritate pentru anul 2018. Inițiator domnul Botez Răfugelul, primarul comunei. Și punctul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor dispuse prin raportul de audit financiar pregătit cu contul de execuție bugetară pe anul 2016 al UAT Bârsănești, al Camerei de Conturi Bacău, inițiator domnul Botez Răfugelu, primarul comunii. Articolul 2, prevederile prezentei dispoziții vor fi aduse la îndeplinire de către secretarul comunii și vor fi aduse la cunoștință publică prin afișare. Și punctul 3, diverse. Da, îmi solicit aici să se mai introducă un punct. Trebuie alegerea noului președinte de ședință pentru următoarea perioadă. Da. În rest, sunteți de acord, da? Sunt. Punem la votul urmea de zi. Cine este pentru? Abțineri, portul. Înainte de a trece la ordinea de zi, rog pe domnul primar să prezinte cele două persoane. Avem de față pe doamna Dana Lungu și pe domnul Cusanovski. Da, Cusanovski. Proba Sarabia, Bucovina și Ținutul Herței. Eu nu sunt aici în calitate de reprezentant al televiziunii Kids, sunt în calitate de susținător, simpatizant și membru activ al Asociației Proba Sarabia, Bucovina și Ținutul Herței. Domnule Cusanovski, să dau cuvântul să vă explice, cu permisiunea dumneavoastră, bineînțeles, doamnelor și domnilor consilieri, despre ce este vorba. În primul rând, bună seara, domnilor și doamnelor. Ne scuzați că vă inoportunăm oricum cu prezența noastră în preambulul adunării dumneavoastră a ședinței pe care o aveți de lucru pentru urbe și pentru comunitate și pentru problemele dumneavoastră, dar și noi ce avem să vă spunem, considerăm că este tot, oarecum, nu la fel de important, dar important. Și anume, vă văd mulți dintre dumneavoastră, sunteți un pic chiar mai în vârstă, unii mai tineri, dar cred că, virgulă, cunoașteți situația post 1991 în Basarabia și înainte de 1991 și în general istoria neamului nostru, o bucățică din neamul nostru care se cheamă partea din stânga Prutului, impropriu spus Basarabia, de fapt este o bucată din Moldova. Nu ne ducem înapoi în istorie să vedem cum de a ajuns Basarabia și ce s-a întâmplat, hai să trecem la zilele noastre de astăzi. Situația în Basarabia este, nu este roză deloc și locuitorii de acolo, românii noștri de acolo, se află în situația în care i-au lăsat cei care, știți dumneavoastră cine, cei care ne-au eliberat de 12 ori de-a lungul istoriei, adică regimul sovietic,
inițial la regimul țarist, după aceea regimul sovietic și acum, așa zis, pseudo-democrația care este în Rusia, apasă pe gâtul acestei bucăți de popor care se cheamă poporul român, moldovenesc, cum își spune ei, că așa au fost învățați, să vorbească limba moldovenească și să-și spună că sunt cetățeni moldoveni, nu români, așa a fost politica, dar noi cei care facem parte din Asociația Culturală Probasarabia, v-aș ruga să aveți în vedere că Asociația Culturală Probasarabia este doar o filială aici la Onești. Noi avem Consiliul Național al Asociației Culturale Probasarabia și Bucovina și Ținutul Herța, care se află la București și avem filiale aproape în toate județele țării. Deci și acolo sunt, peste tot în țară, sunt oameni care se gândesc cu plăcere, cu dragoste și cu grijă la cei care sunt dincolo de Prut. Noi asta facem. Încercăm să aducem basarabenii, să-i aducem încoace, adică să simtă, să înțeleagă că nu i-am uitat, că nu i-am abandonat și că prezintă pentru noi un interes atât din punct de vedere demografic cât și teritorial, pentru că nu-i posibil ca un popor să fie despărțit pentru totdeauna sau pentru o perioadă foarte lungă în două. Am mai rămas, știți, asta a mai rămas doar Coreea, care este în situația de a avea un popor despărțit, dar și acolo s-a întâmplat miracolul, cum s-a întâmplat la noi la 1918, când Basarabia a fost cea care a dat semnalul de înfrățire, de înrudire, de, știu eu, de revenire la patria mamă, la 1918, și după aceea s-a întâmplat ceea ce știți cu toții, ce la anul vom sărbători, centenarul acelor 100 de ani, care a însemnat crearea statului România Mare, România Întregii. Și cu acestea fiind spuse, cu acest preambul un pic cam lung, vă rog să acceptați următoarea propunere. Vă rog să o discutați și după aceea să o propunem dacă să doriți. Noi vrem să facem din basarabeni, din frați vitregi care i-au făcut unii, să-i facem frații noștri adevărați, cum am fost secole de rând, încă de la primul descălecat și al doilea descălecat al Principatului Moldovei. Și vă propunem o înfrățire cu o comună din Basarabia. Republica Moldova, eu nu pot să-i spun Republica Moldova, din motivele este din înțeles. Eu sunt basarabean, sunt născut acolo, dintr-o familie care a avut de suferit urmarea ocupării Basarabiei, de altfel sunt și, noi suntem și refugiați aici, în România, am trăit pe, adică am fugit de acolo ca să ne salvăm, pentru că restul familiei mele au ajuns toți în Siberia. Unii, chiar bunicul și-au rămas pe acolo și sunt doi frazei, tate și mai departe. Dar să trecem și teamănântul ăsta. Și vreau să vă spun că eu am fost acolo, am călcat terenul prin comunele acele, eu mă duc foarte des, de 40 de ani, de fapt, mă duc în continuu acolo. Am activitate, zic eu, prodigioasă, într-un fel, la nivelul la care posibilitățile permit, că noi nu suntem considerați asociație de interes național, ci doar cu proprii buzunari, nu primim subvenții, proprii buzunari și proprii puteri și sufletul. Și am fost, am bătut drumul de pe acolo, am găsit mai multe comune și am fost și pe aici împreună cu colaboratoarea, colega, cu Dana Lungu, prin mai multe comune, unde am crezut noi că o să găsim audiență. Și vă spun că am găsit și ne-am gândit și la comuna noastră să acceptați o înfrățire cu o comună de dincolo de Prut. Asta mi-a fost pledoaria mică. Doamnă, dacă aveți ceva de completat. În principiu, am dorit să primim la noastră măcar un aviz formal, nu neapărat în sub forma unui proiect de hotărâre, ca să putem ști să vorbim în partea cealaltă, în Basarabia, că sunteți de acord și avem un proiect mai larg, mai generos cu de înfrățiri pe care îl facem acum și vrem să știm dacă putem conta pe comuna noastră sau nu. Și fără nicio problemă. Adică în contextul în care la anul se întâmplă acel miracol, zicea domnul Stanovski, România în granițele ei naturale, eu zic, în opinia mea, că este mai mult decât binevenit ca și Bârsănești, o comună care în primul război mondial a scris istorie, pentru că pe aici au trecut vânătorii de munte când s-au dus și au eliberat vârful Coșna. Eu zic că ar trebui, sau este de datoria noastră, în sufletul nostru, bate o inimă de român, să dovedim fraților de dincolo că și că nu i-am uitat și pe cei noștri. Asta dacă doriți, bineînțeles. Deci, la vizionare. Vă adresez o întrebare. Cum se denumește comuna cu care ne înfrățim? Foarte bine a spus întrebarea. Și din ce zonă? Sau județ? Sau cum este la dumneavoastră? Raion? Nordul Basarabiei, și o să vă și motivez.
Da, da. Nodul Pasarabiei este, în opinia mea și previzia noastră, cea care a suferit cel mai tare în urma osificării. Și atunci eu zic că... Vorbim de partea de la Cernăuți sau partea din Pasarabia? Deci, în Pasarabia, Republica Moldova vorbim acum. Da. Nod, foarte aproape de adevăr de acea zonă de care ați menționat noastră, de Ucraina. Și dacă îmi permite să iau cuvântul, că așa lucrăm noi. Noi lucrăm la echipă. Da. Să știți că în partea din nord a Basarabiei este cea mai rusificată, cea încă mai comunistă și încă și cea mai înapoiată. Adică consider că ar avea de învățat de la o comună precum Bârsăneștiu, n-ar presupune un efort financiar din partea noastră ca și comună, doar vizita, primirea delegației din Basarabia aici, vizita delegației din România în Basarabia, exact desemnat, și părerea mea că cel mai ușor ar și continuarea firească ar fi o comunicare la nivel educațional, la nivelul școlilor, al elevilor, parteneriate educative. Se pot crea proiecte foarte, foarte frumoase și dacă aveți nevoie de consiliere, noi suntem aici și putem... Stați așa, că ne-am dus un pic mai departe. Eu am fost acum 2 săptămâni în Basarabia și am bătut cu piciorul și cu primarul dintr-o comună care s-a înfrățit cu mănăstirea Cașin, acolo unde trăiesc eu. Și înfrățiri mai avem, ca să vă fac o prezentare, să știți, Mărești este înfrățit tot, grație, vă rog să ne scuzați lista de modestie, grație nouă, noi suntem cei care am facilitat acest spațiu. Doamna s-a înfrățit cu mai multe localități. Mănăstirea Cașin s-a înfrățit, nu? Municipiul. Okay. Primarul de la Mănăstirea Cașin de aici, la Și primarul din comuna de dincolo de Prut, un om foarte amabil și drăguț, el a luat și el a găsit niște comune, primari de comune care doresc, chiar am primit rugăminți. Vă rugăm să ne ajutați. Să găsim o comună de talia comunei Bârsănești. Așa, ce mai nu știm câți locuitori are la această oră, faptic, nu scriptic. Aproape de 5.000 avem, aproape de 5.000. Nu vom găsi cu siguranță o comună așa de generoasă. Acolo satele sunt 4.000. 4.000 sunt mici. Câteva mii. Am mărit și necăjite. Până în 2000. Să vă așteptați ca să vedeți acolo o comună sau o primărie ca a dumneavoastră. Nu vreau să vă fratez. Sau gospodar cu oamenii cu așezări. Ei sunt gospodari, sunt români. Numai că știți ce istorie au avut și cine a călcat pe cât și cine e minunăcit, i-a deformat. Sunt la fel de ospitalieri ca și a noi. Suflet tot. Dacă sunteți drăguți, eu am... Și n-avem numele ca să vă dăm ce găsim. Am să vă spun când. Eu, săptămâna viitoare, având în vedere că poate până atunci primim acordul și hotărârea dumneavoastră, eu săptămâna viitoare... Acordul verbal. Da, de principiu, nu doar... Ei urmează să vină, eu mă duc acolo să vină cu scrisoare de intenții, după aceea sunt... E o formularistică de asta, cu scrisoare de intenții, după aceea apăr de frățire și mai departe. Întrebare așa. Vă rog. Mulțumim de răspuns, 2 secunde. Mulțumim de răspuns, acum... Nu v-am dat răspunsul, pentru că o să vin... Numirea comune, vreau să... O să vă spun când... Nu are importanță, da. Oricum cei care simt românești, probabil vor dori. Asta-i cuvântul. Să știți că... Dar vreau să știu și denumirea localității. Nu are dreptate. Le-am. Cum să nu? Deci mai multe ești... Să vă dau câteva denumiri. Sunt aproape, sunt românești. De exemplu, Han Căuț, Gașpar, Hlinaia, și a patra, stați așa un pic, chiar o să-mi revin un pic, m-a surprins, mi-a cerut denumiri, da. Oricum din nord. Din nord, din partea din nord. Și din raionul Iedineț și Dondoșani. De exemplu, vreau să vă spun că de curând am făcut preparativele pentru înfrățirea orașului Comănești cu o capitală de raion din Basarabia. Cu la asta lucrăm așa. Acum, de-am zis că este un proiect mai amplu. Noi la asta încercăm să... Da, spuneți. Să știți că eu sunt de acord cu dumneavoastră, nu o să fiu contra. Ca dumneavoastră să mergeți în Moldova și în fiecare localitate care vrem să ne înfrățim noi, da? Întrebați oamenii care vor cu rușii și care vor cu noi. Și dacă ne aduceți de acolo, eu am fost personal, toată Moldova. Eu am umblat personal. Din 100 de inși, 65% doresc să vină în rușă. Restul 35% doresc să vină în România. Deci, e o chestie bine întemeiată ce vă spun eu. Cine este de acord din localitatea respectivă sau apropie din România, cine nu este.
Pot să vă răspund eu? Puteți, puteți să ne. Prin cuvinte povestire, am fost în Basarabia, a spus noastră că cine vrea din Basarabia să vină, să se înfrățească cu localități din România. Dar vă întreb un lucru, mie mi-au adresat întrebarea și nu o singură persoană, mai multe din comunități diferite. Am fost în Ucraina, pe fostele teritorii românești. Știți ce m-au întrebat? Și am simțit așa că mă săgeată în suflet. Pe noi cui ne-ați lăsat? Românii din Ucraina. Din zona Cernăuți, din zona Cetatea Albă, din Apșa, din Maramureșul istoric și așa mai departe. Sunt români, oameni care vorbesc românește, care scriu românește, care merg la școală în limba română, acum nu le mai permite... Politica din Ucraina. Și așa mai departe. Da. Deci, același, eu zic că v-am răspuns printr-o istorioară, ca să înțelegeți. În sufletul cui bate o inimă de român, așa cum zicea domnul, simte românește. Am să vă răspund eu, să completez întrebarea. Gândiți-vă că 208 ani de zi, 207 ani de zi, sunt să-ți dea aceeași mâncare să o mănânci, sau aceeași politică, aceea lipsă de informare, acea ură viscerală împotriva românismului acolo, între Cluj și Nistru, nu credeți că a avut o influență și asupra mentalității gândirii, mai ales că lumea acolo nu are mijloace de informare, cum avem noi aici. Mai ales acolo sunt 40 de posturi de televiziune în limba rusă, care îi toacă și astăzi, și numai 4 în limba română. Gândiți-vă dumneavoastră că totuși în comunele din Basarabia se vorbește românește. Asta este un lucru extraordinar. La Chișinău, dacă o să vă duceți, e drept, acolo rusește. Și că dacă vreți să vă spun o glumă cu un prieten bun de-a meu de acolo, din Basarabia, într-o dimineață, cu mulți ani în urmă, 3-4 ani în urmă, am ieșit să cumpărăm literatura și arta și ziarul Timpul pe care îl citesc eu, care mai sunt încă românești și încă mai simt românești cei care scriu în ele. Și la un chioșc acolo, prietenul ăsta meu, Ion Munteanu, a cerut, îi spune la vânzătoarea de la chioșc, aveți literatura și arta și Timpul. Și ce răspuns primește dinăuntru din chioșc? O mutră ciufulită, o doamnă blondă, dolofănică, și îi zice, Gavari pacea la vece schi. Asta înseamnă că i-a zis cam așa, vorbește ca oamenii. Adică, cum ne tratează pe noi, noi suntem oameni. Ne tratează ca păsări. Ce suntem? Noi suntem acolo și aici, noi nu suntem în gazdă, ei sunt în gazdă. Prin cei care au venit din pustietățile, unde nu sunt nici garduri la curți, nici sticlă la geamuri, scânduri. Și s-au aciuat aici și în fine, ne-au făcut să fim altcineva, să ne urâm. Noi asta facem, să-i facem înapoi să devină români. Datorită dumneavoastră, cu dumneavoastră, noi sigur nu o să reușim. Și întrebarea dumneavoastră dacă vor ruși, vă spun eu, la ora actuală, acum 40 de ani, când eu am început să calc drumul, 50 aproape în Basarabia, să mă duc acasă de unde sunt eu, să știți că erau, dacă erau 10% pro-români, astăzi sunt 30% pro-unioniști în Basarabia. Restul, unii dintre ei sunt mancuți, s-au deformat din români, s-au transformat în mizerabili care au ciugurit din palma stăpânului și normal că gândesc altfel. Iar cei care sunt ruși, vă dați seama că n-au nicio legătură cu noi, ba din contră, ne urăsc de moarte, ca și cum le-am furat ceva din moșia lor. Ei au venit peste noi și ne-au furat moșia. Deci noi, prin aceste acțiuni, vrem să-i facem și pe alții, nu numai pe cei care și-au dorit înfrățirea cu dumneavoastră, să-i facem să convingă și pe alții în localitățile lor, dacă mai sunt, doamnă, în satele Basarabene, vă spun eu. Sunt sate românești. La afirmația colegului nostru, da, și el are dreptate efectiv în ceea ce afirma. Problema este că, da, trecând atâta timp, probabil au trecut 2-3 generații, este firesc, probabil, să vorbească sau să simtă, poate, într-o altă limbă. Deci a fost și o perioadă lungă de timp. Mai mult decât atâta. Sunt și cetățeni români de-a noștri care ne rușim să mai vorbească limba română, așa că... A, bine, aveți dreptate mare, ba din părere, ne-am englezit. Nu ne mai mirăm. Nu mai încăpem din limba română. Dar nu numai limba engleză, sunt și alte limbi care ne rușim. Efectiv, am fost de curând undeva într-o localitate, cunosc de îndeamănunt că sunt în proporții din 90% români și altă naționalitate, efectiv le rușim să vorbească românești. Sau se tem de și în România, nu în Europa. Așa că este justificat. Dar pe sate pur românești și dacă mai este de urâs doi încă rămas... Și dacă fixăm granițele naturale ale României, probabil vor trebui să vorbească și ai românești care nu vor. Acum aveți atent, dar de principiu ne-ați
Doamne Costi, că noi am, eu am discutat mai cu Nanța când am propus Consiliul Local. Noi am mai scos din vorba da. Da, am propus. Urma să luăm discuția împreună și nimeni nu cred că s-a opus nici atunci, nici acum nu se opune nimeni. Da, răspunsul este afirmativ. Mai ales că eu am fost și anul ăsta și anul trecut prin toată Republica Moldova cu călărinajele circul și cunosc situația exact ce a spus dumneavoastră. Eu în sine mea mă gândeam la o comună care mi-a crezut mie dragă, Chișcani, în Sângerei, dar... Este așa că mai la Vale, până la Colibaș, în Republica Moldova. Lângă Cahul, cineva. Exact, undeva zona de vărsare. De, ca idee, deci se va face cu două comune odată. Dacă doriți, noi nu avem nicio treabă, putem demara o informație în afară de cele ce le-am discutat până acum, pot să vă adresez? Da, puteți să ne spuneți ceva? Poate sunteți mai la un amănunt cu teritoriul ăla din Transnistria? Da. Puteți să ne dați niște informații? Poate sunteți mai la curent. Transnistria nu a fost niciodată teritoriu în administrația României Mari și nici a Principatului Moldovei în, în Moldova istorică. Deci, îmi pare rău că trebuie să o spun, acolo sunt mulți români, dar, de exemplu, am să vă povestesc ceva, dacă nu vă rețin prea mult, eu am un prieten deosebit, directorul de la liceul... director de la liceul Lucian Blaga din Tiraspol, acolo este sufletul, ca zic așa, sufletul rusismului, antiromânismului și antimoldovenismului, la o adunare, la o ședință, la un Consiliu Mondial al Românilor de Pretutindeni, unde am participat și eu din afara granițelor țării, am ridicat problema foarte clar și foarte tranșant. Cu asta vă răspund la întrebare. Și am spus clar, nu se poate face unirea Basarabiei cu țara, cu România, atât timp cât Moldova are agățat din gâtul ei piatra de moară care se cheamă Transnistria. Pentru că n-a fost niciodată sub administrație și ar fi, știu eu, un abuz ca să pretinzi aceea. Și nici ei nu vor niciodată, atât timp cât sunt 15.000 de tori de armament acolo, sunt 2.000 de soldați sovieti, ruși, sovieti, tot, care ocupă acolo chipurile, sunt trupii de asigurare a păcii. Astea sunt povești, nu știm noi de-a cui povești sunt. Și după ce s-a terminat toată discuția asta, prietenul ăsta meu, Ion Iovcep, spune, băi, domnul Constantin, dar ia spune-mi, dar noi cum îi lăsați? Nu am răspuns la întrebare. Da, trebuie sacrificat, n-avem încotro. Da. Alții a schimbat istoria. Noi trebuie să o schimbăm și o facem cea adevărată. Da. Este România mare, România normală. În granițele ei naturale. Ar fi bine să se... În granițele, retrecite. Asta e bine. Bine, mai sunt și alte ținuturi, nu numai Basarabia. Bine, și ales ceva. Partea Bucovina, partea din nord. Avem și nouă Bucovina, veche și ceva. În previziunile dumneavoastră, scuzați-mă că vă întrerup. Credeți, nu, bine, dar zic așa, în previziune dumneavoastră, așa, după opinia dumneavoastră, credeți că până la anul s-ar uni? Nu se întâmplă nimic. Eu am 75 de ani, sper, eu nu mai sper la nimic. Am sperat când a murit tata acum 20 de ani, am sperat că în 20 de ani se va întâmpla. Nu s-a întâmplat nimic. Până când noi vom face pe acești români, pe basarabeni, să simtă toți românești, măcar 52%, v-am spus că acum 30%, măcar 52%, nu s-a întâmplat nimic. Cu asemenea acțiuni pe care noi le întreprindem, încercăm cu dumneavoastră și cu mulți alții să le facem, să știți că încercior îi vom aduce să vrea unirea mai mult de 51%. Și atunci s-a întâmplat și în fratele pe nu s-a făcut. Dumneavoastră, bineînțeles, disponibilitate vă să fie din partea aprobată la multor consilieri, la multe acțiunile pe care vă propunați în țara. Ideea este de convingere din partea cetățenilor dumneavoastră, în primul rând.
care pe de asta, dar se puteți să-i convingeți noi... Nu, ca să puteți să-i convingeți, ca să facă mare unire. Dar nu trebuie convinși. Noi umblăm la cei care sunt deja convinși ca să-i aduci mai noi. N-am tras de ea, veniți, vă rugăm și de ea. E neva. Asta este interesant. Cam observat așa din media că totuși guvernele dumneavoastră ar fi de orientare românească, să zicem așa. Care? Putem la Chișinău? Da, parcă așa mi se pare. Nu vorbesc de președinte, este de guvern. Nu e adevărat. Nu sunt pro-românești și nici pro-europene. Au dus în eroare, au dus populația de acolo că sunt pro-Europa. Nu este adevărat. Sunt subordonati între politicii rusești. Totuși au aderat la spațiul european. Își doresc să adere. Sunt făcuți primii pași de aderare. Sunt făcuți primii pași. Politica noastră este unirea. Încolo politică să o facă politicienii. Da. Mulțumesc. Avem bine dumneavoastră. Da. Ne putem duce acolo cu curajul. Sigur că ne putem. Supunem la vot. Supunem la vot. Ca să știm. Același ambient l-am întâlnit și în celelalte localități în care am fost acum în ultimele zile, aici, în zona noastră. Doamna, 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 dați numărul. Păi nu, dar stați așa, o țără, că noi avem, trebuie să luăm, da, știe, doamna știe, numărul primăriei, dacă vă doamna, doamna, adresa de e-mail și mai departe. Da. Și o să încerc să găsesc pe acolo, domnule primar, cam să-mi perechez, cam vârste de apropiate să găsesc primarii. Nu, ca să vă spun, pentru că ideile, gândirea... Nu, fără primăresc, vă rog frumos! Pentru că ei, să știți, sunt doritori să împrumute din experiența și din democrația, care e la noi, oricât este avansată față de cei dincolo. Sunt doar deci să primească și să facă chiar. Dumneavoastră v-ați schimbat și pe dumneavoastră? Da, da. Vă mulțumesc din toată inima și să știți că exact ce a făcut dumneavoastră și acolo, în Basarabia, la primărie unde am fost, și acolo cu consilieri, tot așa, am cerut acordul. S-au adunat tot așa niște oameni deosebiți care au pus și ei întrebări și care de departe să văd, se vede că simt românești. Și au în ei, încă n-am dispărut din ei, cum vă spun eu, strămoșul acela care e în comuna noastră. Da. Mulțumim încă o dată. Mare drag, numai bine. Cine nu vă spune bună seara, vă duc la cele bune. Sănătate, numai bine. Trecem la ordinea de zi. Trecem la ordinea de zi? Da. Să trăiți. Dăm votul domnului primar, prezentării primului. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei speciale de salubritate, pentru anul 2018. Vă știți că îi spunea motivii sau vă spun că... Începând cu anul 2018, taxa se mărește, este 4 lei și 7 bănuți. Și să mai este? Spune la fost și gata, ce mai este? Cine? Mai este să, dacă... să încasăm bani, în atunci să nu mai avem probleme, asta e. Rugămintea mea este, pentru că o să trecem mai departe și o să supunem la vot, dar lumea nu știe nici cauza să mărește taxa respectivă. Deci noi știm, am citit, am aprobat în comisiile de specialitate, dar cetățenii o să ne întrebe, voi, dar de ce ați aprobat? Pentru că există un plan anual de evoluție a tarifelor și taxelor pentru proiectul Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în Bacău, care a fost aprobat. Și în baza acestui plan anual se măresc și aceste taxe. Diferența va fi din, la din anul 2017 la 2018 de 15 bani. Să nu creadă lumea că s-a mărit cu cine și aici, că e diferit. Domnul președinte, de la 3 la 4 lei. Pe lângă asta, în primul rând, în 2010 s-a pornit de la o taxă în 2010, dacă observați. Așa. Uitați când este data, când se termină, nu știu, acest contract, 2032, să ajunge la 6 lei de persoană, da? Eu nu am văzut pe site-ul primăriei nicăieri o informare în sensul ăsta. Nu am văzut în afișaj, în locurile de afișaj public, nicăieri acest plan tarifar, nu l-am văzut nicăieri.
Acum dumneavoastră spuneți că nu știu. Da, ne însușim că a fost votat oricum în 2010. Noi nu mai putem schimba nimic. Păi noi ne însușim un lucru pe care nu știe. Ideea este în felul următor. Atunci când s-a votat din colegii noștri, vei consilieri și actual consilieri care mai sunt, deci, cum au putut să stabilească soarta comunei în ce privește colectarea taxelor pe 20 de ani sau 22 de ani? Cred că la nivelul de inflație care era... Dar de unde știu că poate într-un an stagnează? Aici crește în continuu taxa. Începând din anul 2010 până în 2032, crește în fiecare an. Cam adeverește, că și toate cresc. Crește relativ. Motorina crește, accizele cresc. Problema e alta. Vedeți, ne-am confruntat cu o situație, nu s-au putut colecta taxele de salubritate. În condițiile în care, nu se va, poate viitor, dacă ne întâlnim cu asemenea situație, cum procedăm? Ce măsuri sunt de luat? Aici e problema. Ce măsuri? A făcut cineva atunci când a fost votat acest proiect o analiză de risc sau nu știu, o ipoteză de lucru sau nu știu, o măsură să vedem ce facem? Știți știți destul de bine acum cele două săptămâni care nu au venit la colectarea deșeurilor, câtă discuție a ieșit la nivel de comună, da? Lumea, cetățenii de bună credință au dreptate, domnule. I-au plătit, da? A doua situație care se găsește în problema asta. Cei care au plătit și n-au primit serviciile de salubritate, ar trebui să le se returneze, domnule, taxele înapoi. Cantitatea nu a luat o săptămână, două. Nu există, domnul vice, nu există așa. Deci, primăria Bârsănești, în calitate de acționar al ADIS, a semnat în numele tuturor cetățenilor din comună și a asumat acest proiect prin care a spus n-au plătit cetățenii o parte de care nu au putut, nu știu motivele de ce n-au plătit. Eu mă refer la cei de bună credință care au plătit. De ce nu li se prestează activitatea pentru care au plătit? Pentru că li s-au prestat și la ceilalți care au plătit. Aici e problema. De ce? În condițiile astea, ei au plătit. Credeți că pe viitor nu o să ne întâlnim iarăși cu aceleași probleme? Asta mă referi, că trebuie o mare, mare atenție de la 1 ianuarie. Atenție? Nu trebuie, ce... De la 1 februarie nu trebuie ce să atenție așteptăm că taxele să cresc în continuu. Ce nu, atenție? Miron, sunt de acord cu dumneavoastră. Asta vreau să precizez, că nu trebuie să așteptăm să treacă deja. La 1 martie mergem prin sat și colectăm bani, nu mai puțin deci mie mi s-a spus de la persoane de la primărie că deci nu-i datoria lor să colectăm bani. Nu-i datoria. Păi nu știu, de persoane de la dumneavoastră. Cu cine se fac? Cine se încasează bani? Nu tot primăria? Primăria nu este, dar trebuie să înțelegeți că domnul Melon a spus destul de clar. ADIS-ul sunt cele 64 de comune din județul Bacău. Asta, deci ADIS-ul nu e o altă instituție. ADIS-ul este așa, comuna Bârsănești, comuna Cașin, comuna Mănăstăria Cașin, Onești, toate comunele. Păi bine, a zis bine. La noi s-a referit, că ce facem noi cu banii care nu sunt. Ce asociați? Ce sunt în domnul primar? Dacă omul nu poate plăti jumătate de an sau 3 luni, va fi mult mai greu să plătească la un an. Păi sau ai, mai bine reacționat la persoane care s-au substras de la plata acestor taxe. De exemplu, au luat sutre cu două persoane și sunt 4 în gospodărie. Da, bine, asta am fost și noi de acord că unde erau un număr de persoane peste 5. Peste 5. Să trecem 4 sau 3 respectiv, da. Că unde erau și greutăți. Aici? Nu întrebat, nu un pic, domnilor. De ce nu s-a acceptat afișajul? Tabelul cu cei care sunt trăiți la registru și de ce nu? Dar legea ne permite. Ne-am documentat cu doamna secretar. Fără date. Fără CNB. Da. Spune destul de clar în articolul acolo ce doamna secretară. Spune destul de clar. Pentru a putea recupera... Puteți să pune numărul la casă, pentru că sunt mai mulți, de exemplu, de Blănarul Gădui, cu gama mea singură, poftim. Și punem numărul de la casă. Deci, dacă punem inițiala, aceeași inițială rar să trebuie să fie. Și nu plătiți și avea chitanțe de martie, se fac confuzii, Blănarul Tinca, adică nu... Din punctul ăsta... La Blănarul Tinca e o problemă. Deci la Blănarul Tinca... Nu, dar nu era vorba de Blănarul Tinca... Pe acolo s-o duc și eu făcut. Blănarul Tinca era... Dar nu Blănarul, Bocăneț. Vezi? A, da. S-o greșit acolo. S-o greșit. Da. Din punctul nostru de vedere, pentru a aduna banii de la oameni, se mai poate face o lucrare cu cei care sunt aici de la primărie, poate să fixeze, de exemplu, un cotor la mine. O venit unul și-o arunca cu noi.
Imediat. Poliția a dus pe el, băiatule. Dar cine îl reclamă, Nea Georgescu? Ai problema. Niciun om nu vrea să spună. Da, am văzut. Păi spune, nu poți să spune. Sunt așa văzut. Camerele nu văd peste tot. Nu are găsut. Dai seama, ca să punem la fiii care loc ne aruncă cu noi. Până spune nici. Acum urmează, următoare, toți spune noi. Domnul vicedural, trebuie noastră principală cu deșeurile astea. Trebuie noastră principală cu din muncă. Ideea este următoarea. Pe viitor, cum vom proceda? Eu am zis, varianta cea mai bună ar fi, cum v-am spus, de la 1 ianuarie, va fi om în fiecare săptămână, de exemplu, săptămâna asta e planificat toată săptămâna o bate Brăteștiu, săptămâna altă Bărsăneștiu, da, deci în fiecare zi el merge la Casa Comunei. Bate de poartă, în fiecare zi bate omul la poartă. Ce vă mai spun o chestie? După poștaș. Păi ce mai bine? Da, aici e problema. Și cu poștaș. Nu, dar eu adică după data de 20. Nu, nu, n-ai timp să te... Când te desfășori? Sunt 4 sate, sunt 4.000 de oameni. Toată lumea trebuie să acționeze. Haideți să vorbim pe rând, vă rog. Deci dumneavoastră aveți agență fiscală din cadrul compartimentului de specialitate. Probabil o să-i îndrumați să meargă prin teren, să informeze cetățenii și să colecteze taxele astea de salubritate. Dar ideea este, nu știu, în viitor, dacă se va mai fi o situație de genul ăsta, nu știu cum va putea fi rezolvat. Eu cred că nu ar fi rău ca pe viitor, pentru a constrânge un pic pe cei care nu vor să plătească, în ziua în care ceilalți umbresc, vin să adune gunoiul, cel de la poliția locală să meargă cu ei pe teren, și persoanele care le rău platnice, pe care el sigur îi știe, să nu se le ridice cu noi, nu se le ridică azi, nu le ridică mâini, eu zic că ei vor conștientiza și vor plăti. Dacă nu recurgem la măsura asta, dacă nu recurgem la măsura asta, să lăsăm cu gunoiul la poartă, ei nu vin să plătească. Da, așa e. Deci asta e singura soluție cu care putem să-i constrângem. Merge un prețul în teren. Ce faci cu el? De exemplu, am o persoană, un comună, chiar în Bârsănești, care el nu vrea să... Bun. Cine răspunde? Și un gospodar. Ei, lasă terminul omul ăsta de vorbit. Da. Și un gospodar, el nu vrea. Noi punem decizii de impunere. Că avem dreptul. Deci la care au pensii, salarii, putem să-i executăm, îi executăm. Dacă mai e cu ăștia care nu au niciun venit. Acolo. Restul nu e o problemă. Putem executa fără probleme. Poate lucra în folosul comunității. Dar nu poți așa. Nu poți așa că vrei eu să faci. Trebuie sentințe. Eu zic, haideți prin urmarea unei sancțiuni. Dacă aveți dreptul să dați titlul executorii pentru dacă ați emis decizii de impunere și nu s-a încasat, eu zic că ar trebui să fie și să... Păi da, dar cine are, putem. Deci executăm, nu e problemă. Ne interesăm, unei are salariu, unei are pensia, unei are să avem primit. Da, sunt care... Am întâmpinat și din partea societăților care nu vor. Opinia mea personală vis-a-vis de acest proiect care a fost, am înțeles, adoptat prin anii 2010, este că nu s-a făcut o evaluare concretă în teren asupra veniturilor cetățenilor, că poate sunt cetățeni care nu pot plăti, că poate nu au mijloace de existență, domnule, să trăiască. Da. Noi l-am trecut acolo. Că... Da, domnule, bine, am înțeles legea salubrității. Da, eu am înțeles. Dar probabil se putea negocia anumite tarife, anumite aspecte, probabil se putea negocia. Întrebarea mea este, cei care ne-au reprezentat în această asociație generală a acționarilor, n-au putut lua cuvântul sau nu s-a putut discuta să se... Nu acum, acum este târziu, că s-a votat deja, de acum nu mai putem face nimic. Același lucru și cu Adibu, îl avem. Deci trebuie făcute niște evaluări, domnule, în teren. Să vedem. Există posibilitatea să colectăm aceste sume. Că dacă nu ne trezim, că ne pune proprii, o să pună proprii pe conturile primăriei, și o să vedeți că nu se mai poate face nicio plată, nimic. Nu știu, poate este contract încheiat. Poate sunt răutăcios. Dar vă spun, cei ce au rămas să plătească, dacă mergem pe în sat, o să vedem că toată ziua sunt la bodegă, toată ziua sunt cu țigări. Da, dacă ar fi unul care nu are unul în picior, care nu se poate deplasa, mai zic, bă, ăla e invadat, nu are omul de unde. Dar odată tu ce ești bine, sănătos,
poți să faci o... și ai bani să stai toată ziua la cârciumă și peste tot? Nu văd de ce nu s-ar putea. Mai dai și 1.800.000 pe lună, 4.800.000 pe țigări. Pe țigări. Da. Și să dăm 12 lei pe lună. E familie, e familie care știu că nu e datornică, care fumează toți în casă. Este necesar un asemenea serviciu de salubritate. Este necesar la nivelul comunei, deci fără discuție, dar dacă ne întâlnim într-o situație similară cu cea de luna trecută, nu știu cum o să o rezolvați. Cu ăștia de la 416 am ajutorul social, am strâns ce-o fost pe dealul curții, unde am aruncat, s-o dat foc. Deci, mai mult de atâta... Da, domn primar, dar având în vedere că este un contract încheiat, cetățeanul de bună credință vă spune, doamne, ia-mi gunoi, eu am plătit, da? Și eu și oricare dintre noi, dacă am plătit, da, trebuie să-mi efectuez serviciul. Dacă nu, vă spun eu că omul se va lăsa până la urmă lehamite, ca să folosesc termenul ăsta neconvențional, și o să spună cum mai plătește. Vă spun eu, că așa o să ajungă. Deci, este următoarea, că am început la vedem ce face. Să nu mai plătească 2018 noi și noi să ne plătească. Nu mai plătește luna, nu mai plătește luna. Dacă nu o să ne plătim. Același lucru să fac și eu. Plătesc lunar și gata, nu mai am niciun stres. Noi oricum o să anunțăm că o să fie lunar, prezent agentul fiscal și va încasa cu noi. Și atunci omul poate să-și plătească lunar. Da, trebuie pus anunț. Păi eu să pun anunțul, normal. Nu și mai mare, dar trebuie să pun anunț. 4 lei. Plătii care nu știu data de... Da. Și o să mai fie și varianta a doua, care v-a spus, o să fie un reprezentant de la primărie cu mașina, cu tabelele care și-au plătit, care nu și-au plătit. Iar în momentul în care nu și-l ridică, Garda de Mediu a început să acționeze. De exemplu, a fost vineri la noi Garda de Mediu, ne-a cerut exact cine are tomberon, cine nu are tomberon, societățile care plătesc. Vedeți care aveți societăți? Nu știu, eu vă spun. Deja a luat situația societăților, sau care cum ești tu, că ai multe societăți, poți să-i anunți. A luat situația care au contracte care nu au. Eu am zis, deci poate care nu au, poate ai. Și amenzile da, vis-a-vis la ceea ce ați spus dumneavoastră cu lucrătorul din cazul primării. Din potrivă, noi avem agenți fiscali la nivelul primării și trebuie să meargă pe teren. Că asta le este atribuțiile în fișa postului, mă gândesc. Să meargă în teren, să colecteze debitele. Dar pe lângă agentul, pentru noi, o să punem o persoană care să se ocupe numai cu noi. Deci ala să nu se amestece și cu impozitele, dacă se duce la poarta omului, nu se lasă plătesc impozitul. Nu, eu plătesc pentru luna care vine. Nu, domnule, eu viu și îți bag la poartă pentru cu noi. Da. Și vă rog, eu fac ca o propunere. Puneți, domnule, tabelul, afișați-l în locurile de circulații publică. Cel mai bine la biserică. Acolo se duce. Pentru că lumea consideră, doamna că nu mă consideră, lumea consideră, pentru că mărim noi aceste taxe, Consiliul Local Bărsănești, că vrem noi așa. Nu! Deci lumea trebuie să ia la cunoștință că aceste tarife au fost fixate în anul 2010, nu azi. Păi de asta am zis și eu să... Și să fie afișate, ca toată lumea să ia la cunoștință de ele, ca să nu vină cu, să se impute nouă tot felul de ăsta, că dacă la timpul respectiv colegii care au fost nu au putut cere niște explicații în legătură cu acest proiect, acum nu putem să... Da, de să și că toți înțeleagă tabelul. Nu contează, nu contează. Dar, deci, cel puțin să ia la cunoștință toți cetățenii care este planul tarifat în 2013. Să vă spun despre planul tarifat. Deci ăsta, în primul rând, pentru ăsta au negociat Consiliul Județean cu... cu ADIS-ul, cu ADIB-ul, cu salubritatea, cu societățile care fac efectiv. Înțelegeți? Da. Și fiecare, fiecare comună și-a trimis, și-a desemnat reprezentant, cum avem noi primarul, s-au dus acolo la ședință, acolo li s-au explicat chestii și chestii și s-au votat. Chiar dacă de la primăria Bârsănești încă 10-15 primării ar fi votat împotrivă, înțelegeți? Da. Deci minoritatea se supune majorității. Deci el s-a adoptat acolo, după care a venit în teritoriu să aprobe fiecare primărie. Înțelegeți? Vă pun întrebare. Da, deci primăria Bârsănești putea să nu-l aprobe. Da. Că au mai existat o chestie care nu s-au aprobat. Da. Și dacă nu l-a aprobat, știți ce s-a întâmplat? Ieși în afară. Da. Te dădea în afară și rămâneau ceilalți. În ADIS, pentru salubritate. Și tu ce făceai? Nu. Tu ce făceai?
Cum îți organizai dacă nu erai la un loc cu ceilalți? Serviciul de... Da, era vorba de gestionarea deșeurilor de pe planul da. Da, și problema este alta, domnul Petru. Domnul Vici a spus, sunt 60 ceva de comune care au aderat la această asociație. Știți câte comune are județul Bacău? 84 de comune. 94. Cât? 93. 94 și vreo 9 localități urbane. Da, dar aia nu au aderat la ADIS. Dar știți de aia de ce nu au aderat? Din cauza că au aderat în 2007 pe program... Exact, au alt program, au alte firme pentru colectare deșeurilor. Da. Și au și... Dar pe măsură ce le se termine, ce exemplu, Hilegiul la anul sau nu știu când, le se termine. El deja e prins în planul ăsta, intră și eu în continuare. Dar până nu termină, nu știu... Haideți să fim, realiști, s-a votat cu ochii închiși. Atunci toți erau foarte, cum să spun eu, datorită faptului că Uniunea Europeană, știți că în 2020 acum normal trebuie să fie gata și selective, deci tot, nu știu dacă o să fie gata și vă dați seama cam ce amenzi să primim, nu noi, statul român. Și bine, se reflectă asupra noastră. Bine, așa, ei, toate județele au încercat diferite variante pentru a putea cât mai repede să facă serviciile de sănătate. Nu înțeles ideea, dar vreau să spun. Deci nu eram legat neapărat numai de, cu cineva, de această societate. Trebuia să fii cu cineva. Ori pe noi, ori pe el alți care erau grupați. Da. Așa? Deci, nu mai ești mai bani. Păi să nu reprezentam. Nu mai ești mai bani. Supunem la vot proiectul ordinii de zi. Cine este pentru? Abținem. Dăm cuvântul domnului primar. S-a votat aderarea la ADIS. Și după aia... S-a numit primarul de regulă în comisie și a mers la nivel de județ. Da, nu plănarul, dar n-ar trebui să mai discutăm că s-a votat de rău. Dar până s-a votat, probabil că s-a dus la cunoștință ăsta, măsurile care trebuie să luate în cazul... Nu știu, cei care erau atunci, mai e marci care nu. E singur. Nu, problema este asta, să vedem cum colectăm asta. Da, ei doi, atâta sunt de comisiați. Identificat și familiile alea care nu sunt trecute. Dar nu au votat și dă cu noi. Și mai e o chestie. Începând cu 1 ianuarie, nu se va mai respecta declarația omului, că aia a fost o mare prostie. Se va lua după registrul de la Camera Agricolă. Da. Și ce facem cu deplasări în teren? Ce facem cu persoanele care au plecat în afară? Cu deplasări în teren, am spus. Deci, unii considerăm că e plecat în afară, mergem și facem anchetă. Facem o declarație. Face omul declarația propria răspundere, cum că e plecat și nu locuiește acolo. Și trebuie dus și verificat. Că vă spun, sunt o grămadă de familii și familii de oameni gospodari, care sunt câte 5 în grupe și oameni gospodari. Și s-au declarat unul sau doi. Zilier. Care pleacă deci multe familii sunt, care le-am depistat acum datorită. Noi ne scoate la 2232 de persoane. Deci contractul s-a încheiat la nivel de imobili, nu de persoane. Nu, pe persoană, de la început proiectul, pe persoană, dar e 500 de grame de gunoi, pe zi, de fiecare persoană, se plătește. Dau cuvântul domnului primar. Punctul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor dispuse prin raportul de audit financiar privind fondul de execuție bugetară pe anul 2016 al OAT Bârsănești al Camerei de Conturi Bacău. Măsurile dispuse prin raportul de audit financiar privind contul de execuție bugetară pe anul 2016 al OAT Bârsănești al Camerei de Conturi Bacău. Eu zic că... Capitolul controlat, exactitate și realitatea datelor reflectate în situațiile financiare. Punctul 2. Modul de stabilire, evidențiere și urmărire a încasării veniturilor la bugetul local. Punctul 3. Evaluarea sistemelor de management și control intern. Punctul 4. Calitatea gestiunii economico-financiare în legătură cu obiectivele și atribuțiile prevăzute în actele de înființare ale OAT Bârsănești. Punctul 5. Cheltuieli cu bunuri și servicii. Punctul 6. Referitor la realitatea datelor înregistrată în evidența contabilă și gestionarea a școlii gimnaziale numărul 1, Bârsănești. Vreți să vă mai citesc ceva? Aștept să domnul comisie. Luați, pe cuvintele dumneavoastră, așa câteva măsuri impuse de audit financiar. Haideți că acest audit financiar, dacă v-ați aminte, l-am aprobat noi cândva. Nu, aici e cu totul altceva, aici e curtea. Asta e la curtea de conturi, raportul de la curtea de conturi, nu? Nu, mi
amestecat. Da, nu. Da, vreau să spun. Da, în urma controlului la curtea de conturi care s-a încheiat la trecută, au fost dispuse câteva măsuri. Dacă sunteți de acord, să dați câteva măsuri. Deci eu vreau să iau cuvântul legat de asta, că sunt câteva care ar trebui să le dezbatem puțin. În primul rând, această cameră de conturi de la județul, la nivelul județul Bacău, prin măsurile care le-a dispus aici, prin auditul ăsta financiar, probabil a dat și niște termene de execuții, probabil. Ar fi fost indicat să ne să treacă și aceste termene de execuție a sarcinilor care le-au stabilit ei. Nu le avem aici. Și cine deci din punct de vedere procedural, probabil trebuie să fie și o persoană care răspunde de aceste sarcini. Deci singurul la care s-a dat, din câte știu eu, s-a dat termenii este la IPR. Atât. Așa, bun. Bine. O să trec mai... Deci o să mă refer la câteva puncte prin care o să încep cu punctul 2, la executarea silică. Chiar de când am făcut parte din Consiliul Local Bârsănești, eu am spus de la început, domnule, executarea silită a debitorilor se face numai prin legea executării silite, care este legea 217 din 2015. Mai circulă informații în spațiu public că se merge sub forma aia de șantaj. Vine omul, solicită un document de la primărie, un document administrativ, nu ți le liberez când nu ai plătit taxa de salubritate, de exemplu. Aici a stabilit clar acești cenzori, sau cum se cheamă ei de la camera de conturi, nu știu ce funcție au, așa, ei au stabilit clar. Spune, respectarea în cazul tuturor contribuabililor persoane fizice juridice, a prevederilor legii 207, care am menționat mai sus, așa, referitoare la executare silită. Deci, în baza acestei legi, mi-am și notat aici, mi-am făcut o notare. Executarea silită a bunurilor este prevăzută de articolul 227 din această lege și executarea silită a sumelor este prevăzută de articolul 236, alineatul 4 din legea respectivă. Probabil, pe viitor, se va respecta aceste dispoziții din lege și să nu se mai meargă pe aceste șantaje. Nu-ți dau adeverință să-ți faci act de identitate sau nu știu ce actă îi trebuie cetățeanului, că nu ți-ai plătit tu taxa de salubritate. Dar nu știu, da, cum să nu? Dar asta s-a întâmplat la toate primăriile. Este tot așa, este tot așa. Procedat. Nu aveți voie. Aduceți-mi unul care nu s-a eliberat. Este tot așa. Aduceți-mi unul care nu s-a eliberat. Dar nu te scuza că așa este. Dar nu v-ați spus, dar nu v-ați spus de primărie. Deci n-a vrem serviciul normal să plătești un șantaj. Foarte simplu, nu plătești. Deci, încă mai nou ne spun și dacă îmi spune să arzi becul la poartă. Bă, de unde să spun? Bec, dacă tu nu ți-ai plătit taxe. Deci la finanță, dacă trebuie să faci ceva la fiscal, trebuie să-ți achizi datoriile și după aia să-ți certificat fiscal. Și la finanță. Problema este felul următor. Deci toate colectarea debitelor de la datornici se face numai în baza acestei legi, ca și v-a scris și acest cenzor aici. Da, tu nu faci nimic. Atunci plecă la casă. Chiar, da. Adică... Atunci mergeți, domnule. El nu plătește și are drepturi, dar nu are și obligații. Știu că se apucă că ar face nereguli toate primările. V-ați pus în situația unui cetățean care nu a putut să obțină un act administrativ și nu și-a făcut un document sau un... A trebuit să meargă, nu știu, la o autoritate și n-a putut să obțină, știu eu, un act, un contract. Așa. Sau ați fost în situația unui cetățean. Dar în sensul ăsta? De ce nu a plătit și el? Dar poate nu a avut posibilitatea să plătească. Noi acum ne contrazicem singuri cazuri. Nu ne contrazicem. Avem un cenzor care ne spune ce avem de rezultat. Pe de o parte spuneți cum încasăm debitele de la salubritate, pe de altă parte spuneți că de ce nu se dă, eliberează adiverenții. Eu astăzi, personal, am depus cereri ca să mi se elibereze un certificat de atestare fiscală de la finanțe. Nici nu mi-a primit cererea până când nu s-a uitat acolo dacă ai datorii. După aia mi-a primit cererea. Despre ce vorbim noi aici? Deci înseamnă că acești cenzori care au trecut aceste lucruri... Deci probabil ei, dacă au invocat legea asta, așa ca să fie trecută aici. Doar atât. Mă gândesc că cenzorii au trecut la valori mari, nu la o taxă și un impozit de 10 lei, de 15 lei, de 20 lei. Deci recuperarea creanțelor, debitelor fiscale se face în baza legii executării. Păi da, dar știți ce debitele fiscale sunt în special la amenzi de la 100 de milioane sus. Ăla da, ăla n-are ce-i face, ăla trebuie să duci. Dar are angajații, de lei, până la agenții fiscali au făcut măcar vreodată vreo procedură de executare silită, pe sume, pe bunuri. Da, da. Avem.
Și? Soluția? Deci, vreți să vă dau eu un exemplu? Când n-are nimic la activul lui, are casă, dar n-are nimic în numele lui. Lăsați-mă să vă spun ceva. Și are 200 de milioane. În urmă cu 2 ani de zile, în urmă cu 3 ani de zile, altercații cu fostul primar, i-am spus în felul următor. Omule, până n-am să văd că faci ceva pentru comuna asta, eu taxe și imposte nu te mai plătesc. Asta e opinia dumneavoastră. E opinia mea. Și într-adevăr asta n-am făcut. Am plătit mai multe dobândi la bani decât au făcut. Dar, în schimb, ce au făcut cei care au venit în urmă după ce a plecat domnul primar? Ne-au trimis înștiințare acasă cu vă aducem la cunoștință că vă pun în improprietate pe salari. Deci se poate dacă se vrea. Da. Și nu erau sume mari. Păi da, cu oprirea pe salarii, deci nu erau sume mari. Executare silit în baza legii. Corect, da, așa este. Da. Deci nu erau sume mari. Să știți, se poate. Da, mai nou, domnul Miros. Deci dacă se vrea, să se poate. Da, mai nou, ca să nu mai apară ca șantaj, cum spuneți dumneavoastră, facem altă variantă. Care vine și își cere adeverință și are datorii, spunem așa, dacă ți achiziți datoriile, ți-o eliberăm pe loc. Dacă nu ți-o eliberăm în 5 zile, că-ți spune legea. Posibil. Și dacă omul arde cămașa, trebuie să-și achite impozitul. Deci este o variantă, corect. Dar nu așa. Dar nu trebuie să vină un om cu reclamație. Dar nu există. Eu aduceți-mi unul care n-a putut să rezolve ceva. Tot o să ai libera. Chiar dacă prima oară l-am strâns un pic. Chiar dacă a dat 100 de lei acolo, noi am dat. Dar așa s-a spus că aveți două probleme. Dar trebuie să iei. Acum spune dacă nu. Auziți-vă asta o soluție. La finanțe la ONE și a spus destul și ne-am urat pe vreo, dar nu-i dau nimic până nu-și achită impozitul. Nu, în ce bază? Nu vreau să-i dau. Că așa nu vreau. Mi s-a dat dispoziție să nu dau, nu dau. Și atunci ce facem, domnule? La primărie. Așa nu facem. Mai are dispoziție, dar semnată, nu eliberează un act. Nu, dar ăla care e în cauza asta trebuie să-i fie lui rușine să vină să ceară în moment ce el nu știe să plătească. Ce am să fie mai devreme? Păi da, asta e. Vino și plătește-ți datorii, așa cum tu, așa cum ție îți trebuie și te arde sub limbă, așa și primăriei trebuie banii tăi. Dar au pretenții, deci să le faci aia, să le faci aia, dar de unde? Că banii vor tot de aici vin, nu vin din altă parte. Mai zic eu la punctul 3, trebuie la punctul 3. Te spune da. Tot acest da. La acest contract să spune că efectuarea demersului pentru angajarea unui auditor public intern. Da. Avem vreun termen de execuție pentru punctul ăsta? Nu, că din cauza la ei și ei știu și sunt înștiințați cu auditor. Știți, prin Asociația Comunilor, da, să fie un singur auditor la trei. Bine, păi, să nu fac, nu încă e, să fac... Nu e să... fixat nimic. Nu-i fixat, nu-i fixat. Da. Fixat. Deci fixat. Încă se discută... De anul trecut, nu? Da. Încă se discută, e o ceva foarte greu. Sperăm, anul ăsta la anul să termine. La fel, la punctul 4. Actualizarea domeniului public conform legii 213/98. Da. Asta eu am deja... Inventarierea tuturor activilor și pasivilor. Deci inventarierea se va face începând, cred că, sperăm dacă o să vină ceva bani din decembrie, dacă nu din ianuarie, firmă specializată care să vină și o să ia totul de la A la Z, să-l facă conform cum ne-a dat ei totul la picior. Deci, și cu comisia de inventariere. Totul, absolut tot. Deci ei o să facă cartea aia groasă a inventarului, atât la mijloace fixe, raportul de evaluare. Și după aia se va face toate procesele verbale cu comisia tot și după aia se va ține evidența la zi. N-a fost niciodată făcut, toți l-am făcut cum au spus. Eu cred, domnul Vici, că așa este. Cum așa nu a fost făcut mai înainte. Da. Dar ar trebui, dacă tot este o lege și impune anumite sarcini, ar trebui... Și mai nou că ne-au lăsat și ei să... Bine, nu ne-au dat termen, au spus că neapărat anul ăsta... Nu, ei au spus anul ăsta. După aia au revenit, o să fie în decembrie. Până cel târziu în martie să fie făcut. Trebuie să clarificăm. Dar verbal nu ne-a dat terenilor și cu situația tuturor imobilor și tot ce are în domeniul public și privat acolo. Trebuie stabilit. Da, o să facem. Așa. Pe urmă mai am aici la punctul 5 al o chestie foarte importantă care au spus acești cenzori. Pentru a obține asigurare rezonabilă cu privire la realitatea nivelului cantitativ și calitativ al lucrărilor executate de către antreprenori, UAT Bârsănești va solicita documente de proveniență pentru materialele cu pondere în total cheltuieli direct, etichete de cântar, declarații de conformitate, etc. Da. Astea s-au rezolvat. Eu n-am plecat că nu s-a rezolvat situația, dar mi-a lăsat și ca sarcină orice lucrare luăm de acum. După ce se termină lucrarea la caietul de sarcini, deși o serie din lucrări sunt, nu le-a luat pe toate, la o serie, nu?
la caietul, nu caietul de sarcini, la cartea construcției, la cartea construcției, acolo sunt atașate atât copii după factură, cât și toate documentele, de unde a provenit materialul certificat de calitate, cât a fost cumpărat, deci tot ce a aparținut de lucrare. Profit de această situație, domnul Dăbice, vreau să vă pun în discuții sau să aduc la cunoștința dumneavoastră și a colegilor consilieri, s-a expirat termenul de execuție la drumul de la Brătești. Ce rugăminte am eu? Ar trebui informat autoritățile care a implementat programul ăsta, PNDL-ul ăsta, și a dus la cunoștință situația care este la nivelul Comunei Bârsănești cu acest antreprenor care nu și-a executat lucrarea în termenul prevăzut în contract. Deci noi sunt ordine de încheiere, tot proiectant ăsta, dirigente de șantier, constructor, și am înțeles că s-a făcut și către PNDL, că urmează să mai fie făcut și la anul, deci cu întreruperile de lucrări, legea spune destul de clar, atâta timp cât din data de până în data de a fost întreruptă lucrarea, din anumite motive, unu, lipsă de bani, timp nefavorabil, știu diferite. Nu au fost astea. Ba, astea nu au fost. Nu au fost. Ba, sunt. Timpul nefavorabil și lipsă de bani nu a fost. Ba, sunt. De exemplu, PNDL-ul nu mai dă bani după, anul trecut n-a mai dat de pe 15 septembrie, știți, cu greu au reușit să-și ia banii. Anul ăsta nu. Ba da, deja întrerupt. Ba da, întrerupt PNDL-ul după data de 29 octombrie. Anul ăsta, în luna ianuarie, noi, Comisia Juridică, am respins un proiect care ulterior... Nu, în decembrie, nu ianuarie. În decembrie. Păi da, dar factura aia era tăiată undeva de pe data de 23 septembrie. Ei au oprit. Norocul nostru a fost că am putut plăti tot ei. S-a făcut o revizuire, o rectificare în decembrie și au mai rămas niște bani. Și au dat la comunele care au efectuat lucrări și nu le s-au achitat facturile. Tot anul ăsta, imediat dacă nu mă înșel, după ce s-a votat bugetul, da, s-a venit cu același un proiect, cu diferența de bani care trebuia să o încaseze firma prestatoare. Eu așa rețin. Nu. Eu așa rețin. Da, bine, până la ședința următoare o să mă documentez mai în amănunt. A, nu, stați așa. Și deci a venit, am făcut proiectul ce se întâmplă în fiecare an, la începutul anului, în funcție de TVA inflației, să reactualizează proiectul. Dar asta ne-l cere PNDL-ul. Deci PNDL-ul ne spune reactualizarea devizului, în funcție de... O să revin la ședința următoare. Să vedeți în hotărârea. Și a fost făcută, vă spun și data, pe 19 februarie, sau 19 februarie, să nu mă știu. În fine, o să revin. Ați văzut, ideea lucrează în continuare, dar banii vor primi la an. Nu, ideea este că mulți antreprenori sau firme de astea prestatoare. Mai au cam, după calculul, așa să respectă termenul și execuția lucrărilor. Nu mă refer numai aici că se eu din Brătești. O să fie alte lucrări, probabil și la nivel de comună și mă gândesc că ar fi bine să... Da, oricum firma asta nu mai trebuie. Deci, am deși conform legii, trebuia să presupunem că îl respingi la caracterizare. Dacă, de exemplu, vine cu prețul bun, îl respingi la caracterizare. Dar legea îi dă voie să facă contestații și s-ar putea să ne ducă 5 ani. Deci, singura care putem să-l respingem este la caracterizare. Dacă el vine cu un preț bun și cu oferte bune. Aici îmi permite statul. Îi dă voie la contestația asta și te duci mama ei de contestație. Păi contesti, da? Dar pe ce contesti? Ați văzut varianta bacău. Dar contestația tu nu mai faci. Pe ce contestație? Dar să mă ții pe mine în loc? Știți-ne pe loc. Supunem, dacă nu mai te discuții, supunem la aprobare proiectul de aprobarea măsurilor. Cine este pentru? Cine este pentru? Trecem la... Haideți prima dată să alegem președinții de ședință pentru următoarele 3 luni. Deci, nu mai fost pe Marghenache. Propune? Aici nu e posibil, eu vreau să-mi iau un concediu fără plată, probabil. Hai, o să plec și... Fost, nu știu sigur dacă mi s-a fost. El a fost. Cine n-a mai fost? Cine n-a fost președinte? Ia Ioni, Costic. Domnul Petru, v-ați fost? Domnul Petru! Vă propune o dată. Ce? Cine este de acord? Da. Trebuie să văd el. Cine este pentru? Absolut. Oricum, tot trebuie să trecem aici. Fiecare. Trecem la diverse. Data trecută am dat din partea aia.
Nu contează. Începem de la domnul Petru, dacă are ceva de... Dacă știți de sumă de rectificare... Știu, nu știu. Deocamdată nimic. Dacă școala... La școală, au dat necesarul, dacă i-a dat necesarul. Deci pentru transport sau dacă mai e pentru hotărâri de către... Nu știm încă, abia a venit, deci telefonic a fost înștiințat Nelu, că din TVA o să se dea ceva pentru școli, dar încă nu știm exact care și cum vor fi capitolele unde se duc. Dar nu știu, în câteva zile o să află. Școala au transmis sumele necesare. Necesare, da, da. Depinde să vedem acum inspectoratul unde le duce. Păi nu adică, nu adică inspectoratul ne duce, adică eu am zis pentru, păi de exemplu, pentru... Nu știu, deci noi am auzit telefonic, deci telefonic l-a științat cineva pe Nelu, problema e că ei o să trimită, nu știu, o să vină cu dedicații sau o să ne dea voi, nu o să le ducem unde e nevoie. Nu știm, asta nu știu. Vorbea a pus necesarul care l-are fiecare. De exemplu, pentru plata de contul transportului. Nu știm nimic. Cum adică să dea, să redirecționeze inspectoratul? Sunt pe aceeași undă. Domnul, deci ce spune că să face o rectificare și o să vină banii, dar nu știe unde se duc. Dumneavoastră întrebați dacă școlile au transmis către dumneavoastră ne... A, asta ne... nu știu, nu știu, nu știu. Nu știu, s-a transmis, dar mi s-a spus că au nevoie de bani, dar dacă nu avem niciun bani pentru tichet, pentru deplasare... Păi nu, nu a zis că spre deci... Pentru microbus, că s-a stricat și s-a reparat și... Da, nu știm, deci chiar nu știm. O să vă informăm în momentul în care... Că nici nu știm acum, nu știm suma, dacă ar ști suma, spune, băi, trimite-mi atât, atât și atât, dar nu știm suma care o dă. Dacă ar fi bani... Îi spune că o să fie din TVA, dar nu știm exact. Una e suma care se transmite de la administrația, de la ANAF. Vă spune că bugetul de venit o cheltuire s-a modificat cu suma de da. La capitolul cutare. Aia e una, dar zic de la școală către primărie v-o transmis necesarul. Deci... Nu știu nimic. Știi ceva? Nelu, doar. De obicei, doamna directoare, Nelu. Și după aia, când se face rectificarea, ajunge și la doctorat. Atât. Domnul Adel? Dacă se știe ceva de proiectul. Am înțeles că s-a semnat contractul pentru cei ce au depus până undeva pe 12 sau da, da, 12 octombrie. Deci suntem aproape cum ar veni. Am depus pe 20. Noi am depus pe 20. Da, mai e o problemă care nu ridică toată lumea din sat. Haideți să curățim drumul ăla de la demărăcini pe partea dreaptă. Toată lumea plânge că se zgârie mașinile pe Valea Budăii de acolo. Și eu asta am văzut. Da, și eu și Marci, că am fost luat chiar în biserică la Hram. De la Hotar? De la Hotar, la Vale. Nu, de la... Valea Budăiului. Păi da, de la Hotar la Valea. Da, la Hotar la Valea. Așa spune, da, așa. Da, o să vedem. Măcieșii aia, adevărul așa este, măcieșii aia s-au plecat spre drum și dacă se întâlnesc două mașini, riscă ori să izbească, ori să zgârie mașina. Am fost într-un pic de economie, știți că a fost problemă cu banii, n-am mai, ați văzut, am stagnat tot, n-am mișcat nimic acum 2-3 săptămâni. Atâta am tăiat lemnele. Atâta lemnele care au fost. Și scândurile ca să facem lăzile de pentru risip și toate astea. În rest, nimic n-am mișcat. Acum am reușit de am achitat toate facturile, deci nu. Mai avem foarte puțin de achitat. Și o să mai încep să facem treaba. Păi nu, centru ajutorul, centru ajutorul să facem duși ca să... Da. Mai ales că sunt și șanțurile deja... S-au întâlnat iară aluviuni, iară au dus gunoaie și dă apa iar în drum. Și e necesar niște balastru. Acolo sunt numai găuri. Măcar una, două mașini să umplim acolo și de unii ce pensă. Deja mai avem de plătit de tura trecută, când am cărat atunci, mai avem 6 mașini de plătit. Cu ce? Eu am tot spus mereu, noi drumul nostru, luăm din cota Caracolului mereu, cu oamenii la Caracol, când o să punem. Punem tot drumul ăla. Păi noi am cărat de toate păraiele de pe la Caracol și l-am băgat pe unde a fost nevoie, ca să putem să-l ținem pe ăla pe balanț de... Altceva? Un enaj?
S-a rezolvat cu neonul ăla de acolo, de la... Trebuie avut în vedere dacă se ajunge și stâlpul ăla care a spus eu că nu încurbă acolo, la gicuță, unde nu-i pus, la petronela acolo. N-are bec acolo. N-are bec, deci a rămas singurul stâlp care nu s-a pus becul, din ce motiv nu știu. Bănuiesc că e în curte și nu s-a intrat sau nu știu care e motivul. Trebuie avut în vedere, și azi m-am întâlnit cu omul și mi-a zis... Nu, 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 a avut, cred că a fost în curte și l-a da, și dacă se ajunge la să rezolve pe ăla, să-l repare pe ăla, s-a avut în vedere și a depus-o. Sunt la Comuna, sunt la Plătești de două, parcă nu trebuie la Plătești, două sau trei la Alte, la Alte, și mai sunt trei la Plătești, care e... Dacă se ajunge, a avut în vedere și poți și monta și acolo. Măcar pus un neon să mai fie, că este pus din ăla vechi, știți, dar nu s-a înlocuit ca așa și s-a ars. Acum măcar schimba pus un neon ca să funcționeze. În curte la Petronela, la cum îi zice, Toma sau cum îi zice, nu știu. La Pet. La Pet. La Pet. La Pet Pionel. Petronela. Nu, 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 este Toma sus, aproape de mine, lângă frate-mi, de la unii, în curba aia, la Gicuță, la... De la Deal de Pogană. De la Deal de Pogană, pe dreapta, este un stâlp care nu s-a pus deloc acolo. A fost pus de la cetățean acolo și mai mult de o șerbă. Ei l-au lăsat pe cel vechi și s-o arsă neonul și... Da. Păi să vedem, dacă permite și ține ăla vechi și în drum, punem ăla pe nou. Da. Am ce o să punem în curtea cetățeanului? Că până la urmă, ori noi ne interesează lumina pe drum, nu ne interesează în curtea cetățeanului. Spune-i, păi da, dacă permite ăla, unde spui că s-a ars becul pe stâlpul vechi și ăla bate în drum, punem în ăla. Am mai pus și la Taraclău, unul pistol cu dilemcolo, în stații la... Dar nu-i stâlp de Acum, să vedem care e situația. Dacă dai de parte tare de gard? Nu. Ca să vorbim cu cetățeanul, că mai dăm de unul de ăla care nu ne permite. Nu, mai cetățeanul mi-a zis. A, bun. Atunci, da. Alte probleme? Nu. Mai sunt probleme, dar dacă nu sunt bani, le spunem degeaba, așa că ne abține, momentan. Nu, da? Nici eu. Nu, eu am vorbit mai degrabă cu domnul Vici. Doamna Găvau... Am particulară vorbit asta. Autocritic. Nu, nu am nimic, pentru că trebuia să fac ceva pentru ședința de astăzi. Am avut și niște verificări, n-am putut. Cu tabelele cu astea și promit la ședința următoare. De da, referitor de Orici, am sunat și eu. Am reușit să-i prind, să le reclam, mi-am spus, pleacă toată lumea de la voi, pentru că da. Nu-i deci semnal nici la telefon, nici la internet. Deci este o la mine, nu știu, ori vântul bate din altă parte, văd că e mai bun semnalul. Deci, dom'le, nu avem reclamații în Sergiu. Numai de la mine cred că are vreo 7. Păi nu, i-am schis, dar cred că tot satul va fi. Nu e de la mine, avem reclamații. Domnul... Mai ar începe, da. Domnul Urlan? Dacă mai este ceva dintre excedent? Păi, în excedent nu s-a umblat. S-a umblat. Singura, singurii bani care s-au luat din excedent, s-a luat nu știu cât, 200 de milioane sau nu știu cât, pentru care au fost prinși din aia, care i-a făcut noi la, pentru drumurile astea, pentru, nu mai mi-aduc aminte, cred că pentru cadastru. Cadastru. Eu aș vorbi. Nu știu, trebuie să le spunem la sfârșit. Eu aș propune că excedentul să-l împărțăm pe numărul de locuitori, pe sate. Dar excedentul ăsta, dar noi am mai discutat pe chestia asta. Și atunci ce faci? Hai să împărțim pe sate și să strece tot. Excedentul ăla era mult mai mic. Era pe stabilit, e numai el. Corect, așa este. Adică unii se iau tot să aibă tot asfalt ca lumea pe drum, alții să aibă găurit. Hai să le dăm tot lor la ăștia care au, nu? Altele n-au deloc, Caraclăul drumul e găurit și mașinile la varză. La Caraclăul, la Bârsănești, se fac destule, zic eu. Să face drumul de la Chicere, să face drumul de la Leuna, să face drumul de la Leuna. Nu se poate fără aprobarea noastră. S-a vorbit de stradă, deci interiorul la Albele. Corect, de cuvânt. Ăla e o tractare pentru tot. 3 km și jumătate. Deja am vorbit cu proiectul.
respectant, într-o zi o să vedem să vii, să vadă că și trebuie la tot. Da, dar nu faci și cadastru. Faci, 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 faci. Și o să te zic că banii de excedent în ea înapoi. Nu ți ia înapoi. Nu ți ia niciodată. Că ea sunt ai mulți trebuie cheltuiți ca să arătăm anumite ce fac. Dar e cheltuiți la anul, vă spun eu, că o să ne uităm după ei. Trebuie direcționat, să iau dacă este interes. Deci drumul Caraclău, imediat după sărbători, ne apucăm de cadastru prima oară, că atunci când s-a făcut el, nu se cerea cadastru, se cerea numai... Drumul Caraclău, cadastru, drumul alb de cadastru, nu? Dar drumul de la Albele e ușor, că avem de Carmedon, nu trebuie numai partea de extra de Carmedoncea. Bună, dar să faci un proiect cu drumul de la Albele, trebuie legat cu centrul comunilor. Nu facem aficientul satului și atât. Trebuie legat cu centrul comunilor. Doamne de roare! Orice șoată îmi fundi un pas înainte. Orice șoată îmi fundi un pas înainte. Am făcut bucata aia, știm, băi, mai prindem niște bani. Hai să o discută și pe alaltă. La Brătești sunt o grămadă de ulți, băi, de asfaltat mai sunt. Ce faci? Alea le mai asfaltat vreodată? Cum să nu? Trebuie, așa. Cum să le faci? Prima dată faci centru. După aia de vizită ceva. Trebuie legate toate satele din centrul comunii, vă spun eu. Așa ar trebui făcut. Așa bun ar fi de mine să... Drumul ăla peste deal e un... Și plus de asta, oriunde ne ducem cu el cu orice proiect, nu acum, nu îndeplinim punctaj. Nu îndeplinim că... Dacă ar fi fost pe partea elaltă, să fi fost a nostru, să-l lipim cu Liveziu... Este fixat acea zonă centrală, cum spuneți dumneavoastră. Dar este zona centrală numai pentru cetățenii de acolo. Dar poate vrea să mai meargă și alți cetățeni în satul ăla. Dar care e interesul întâi? Nu a cetățenilor care locuiesc acolo? Este interesul tuturor, doamna Gămâna. Și eu ce interes am la asfaltul de la dumneavoastră de la Brătești? Nu spuneți mie că e interesul tuturor. Hai să fim serioși acum, adică s-a făcut pe șoc. Hai să facem măcar drumul principal și în Albele și mai vedem interesele cetățeanului din Brătești pentru interesul meu. Prima dată pot fi făcut. Nu, se face drumul Albele, cum a zis domnul consider, deci centru și pe urmă cu extindere către Bârsănești. Că nu o să fie bani. Că nu o să fie bani. Dar trebuie făcut, măcar cât este. Deci, de așa tot spune că face, nu mai face nimic. Nu mai întoarce doar acum fixate. Păi am putea, bă, dar acum am lucrat să fie. Păi tot face la Caraclău. La Caraclău s-a făcut, da? Drumul ăsta. Păi s-a făcut, nu vezi din drumul ăsta. Nu, nu, nu. Vinem cu alți bani, să mai facem un pădat. Păi, ce am face? Și cum e așa, că am făcut la Crășineanu să te zile. Cu ce-s de vină eu, că o să fie altul de altul? Nu suntem noi de vină, dar nu cheltu nu tot mereu mereu pe ce iar. Și s-a băgat mereu, mă, de unde s-a băgat mereu? S-a făcut drumul ăla. Are un pic și are 10 ani, ieși deja din mus. Deci la 8 ani, după 8 ani, drumul iese din mus. În 2009 s-a făcut drumul ăla. Bun, domnul Vigil, dar ce sunt de făcut drumul ăla acolo? Deci drumul trebuie făcut integralitate. Cât e stricat? Ai mers o dată cu picioare. Ați mers de jos, ai mers o dată? Tot drumul aproape crăpat, 70% tot drumul e crăpat. Bun, îi trebuie un tratament. Păi, dar trebuie reparat, nu trebuie mai reparat. Așa este și 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 noi ne batem capul de pomană, că tot expertul va hotărâ. Ăla când vine, spune mă nene, asta trebuie făcut, dacă vreți să lucrăm. Să vorbesc eu, expertul. Știți ce am zis? Ora nu s-a de la șapte. Nu. Nu s-a terminat ședința, vă spun după aia. Vizele, da. Eu am ridicat la ședința totul cu stâlpii. Că nu ești electric și pedalele este un drum. Trebuie să-l facem să fie electric. Stâlpii, deci te învați, să punem la rog, deci este un drum care duce acolo la SICE agricultorul. Ce stâlpi se schimbă? Păi e dilemă. Dar nu noi trebuie să schimbăm. Dar cine trebuie să schimbă? Primăria asta. Păi dar e drumul nostru cum... Bă, Vasile, mă, dar dă-ți seama la ce vorbești, mă! Bă, rețeaua de curent electric este în proprietatea Ionului. Păi să le faci demers să schimbi... Păi am făcut 1100 de la Brătești cad stâlpii pe ei. Ultima ce am auzit, ultima variantă mea oficial, bă, nu cade, nu merge. Când sun, îi rup? Da, merge. Nu îi rup. Mai lasă. Adică nu-i rupt, nu-i luat lumina. Nu-i căzut, nu-i luat lumina. Cum? Dacă s-o întrerup lumina, acționează, că îi pistonează ăștia mai mari, că nu are voie în localitatea să ia lumină mai mult de 8 ore. Dar dacă nu-i căzut, stă într-un fir, nu are vedere, nu-l interesează. Da, atât. Și e din altul, vine de... E de medie, e intensivă. Medie. Alte discuții? Dacă nu declară ședința închisă. Da.
facă sumare. Vreți să ne vizite acum?